Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, vă invit în biblioteca mea cu cărți deștepte. Astăzi vă propun o carte pe care abia-am terminat să o citesc. O carte extraordinară. Și da, este o carte de istoria matematicii. Cum poate să fie atrăgătoare o carte de istoria matematicii? Atunci când istoria matematicii este povestită cum trebuie, devine fascinantă, devine ca un roman polițist, ca un roman de aventuri. Cartea pe care vreau să vă prezint astăzi este Infinitesimal. O carte care a apărut în editura Humanitas, scrisă de Amir Alexander, și ca subtitlu, cum a contribuit la făurirea lumii moderne o teorie matematică periculoasă. Aș vrea să vă povestesc cartea. Este de fapt o bătălie matematică care a dus în cele din urmă la apariții unui capitol al matematicii care poartă numele de analiză matematică. Fondatorii analizei matematice sunt Newton și Leibniz. Dar n-am să vă povestesc cartea. Vreau doar să vă ilustrez cum este scrisă. Pe mine asta mă interesează în acest moment. Pentru că vreau să vă convind să vă duceți la librărie și să o cumpărați. Sau împrumutați-o, faceți ceva și citiți-o. Voi citi o pagină și un pic din această carte. E vorba despre iezuiți care au trebuit la un moment dat să decidă. La fel ca toate celelalte propuneri doctrinare prezentate revizorilor, și aceasta era formulată în limbajul filozofic obscur al vremii. Dar în esență era foarte simplă. Susținea că orice mărime continuă, fie ea dreaptă, suprafață sau interval de timp, e compusă din atomi distinți infinit de mici. Dacă doctrina e adevărată, ceea ce ne apare ca o dreaptă netedă se constituie de fapt dintr-un număr foarte mare de puncte separate, absolut indivizibile, înșiruite ca mărgelele pe ață. În același fel, o suprafață alcătuită din linii subțiri indivizibile, așezate una lângă alta, un interval de timp este alcătuit din momente minuscule care se succedă unul după altul și așa mai departe. Această idee simplă nu este nici de cum neverosimilă. De fapt, pare de bun simț și se potrivește de minune cu ceea ce știm despre lumea în care trăim. Nu sunt oare toate obiectele alcătuite din părți mai mici? Nu e lemnul alcătuit din fibre, pânza din ațe și ora din minute? Cam la fel ne-am putea aștepta ca o dreaptă să fie alcătuită din puncte, o suprafață din drepte, ba chiar însuși timpul din momente separate. Preoții în sutane negre, întruniți în ziua cu pricina la Colegio Romano, au dat însă rapid un verdict hotărât. Și iată verdictul. Considerăm nu doar că această propunere contravine doctrinei lui Aristotel, dar și că în sine e improbabilă, iar societatea noastră, a iezuiților, mai bine zis, o dezaprobă și o interzice. Așa au hotărât sfințirile lor, iar în colegiile iezuite, nu puține la număr, cuvântul lor a devenit lege. Doctrina după care continuumul este alcătuit din atomi infinit mici a fost respinsă și nu a mai putut fi studiată sau predată. Preoții erau convinși că subiectul era închis. Doctrina infinitului mic era acum interzisă tuturor iezuiților, iar alte centre de învățământ vor urma fără îndoială exemplul ordinului. Adepții doctrinei interzise vor fi excluși și marginalizați, zdrobiți de autoritatea și de prestigiul iezuiților, la fel ca în cazul altor verdicte date de colegiu, iar părintele Biedermann și tovarășii săi n-aveau motive să creadă că de data aceasta va fi altfel. Din punctul lor de vedere, problema alcătuirii continuumului fusese
tranșată. Nu citesc mai mult din această carte, vă spun, găsi fascinați atunci când o veți citi și destui dintre dumneavoastră nu o vor lăsa de mână până o vor termina. Este o carte despre istoria unui capitol al matematicii, despre dezbaterile din jurul continuumului și totuși este o carte care chiar și cei care n-au o aplicare înspre matematică o vor citi cu mare bucurie. Vă rog, dragi prieteni, și vă recomand, faceți rost de cartea infinitesimal și citiți-o.